La mai bine de 24 de ore după ce toate instituțiile media din Statele Unite arătau că Donald Trump a pierdut cursa pentru un nou mandat la Casa Albă, a venit o reacție și din partea primei doamne. Melania Trump a scris pe Twitter că își dorește alegeri corecte și transparență. Poporul american merită alegeri corecte. Toate voturile legale, nu cele ilegale, trebuie numărate. Trebuie să protejăm democrația noastră prin transparență totală. Surse citate de televiziunea de știri CNN spuneau înainte de acest mesaj că Melania ar fi încercat să-l convingă pe președintele în exercițiu să-și accepte public înfrângerea. Donald Trump a continuat în schimb seria mesajelor furioase pe Twitter în care contestă rezultatele alegerilor. De când presa de propagandă decide cine va fi noul nostru președinte, cu toții am aflat tot felul de chestii în ultimele două săptămâni, a scris președintele Donald Trump. De cealaltă parte, simpatizanții președintelui ales Joe Biden au continuat să-și arate bucuria în stradă. Candidatul democrat Joe Biden a adunat peste 270 de voturi electorale, numărul minim care îi asigură victoria. This is the time to heal in America. Potrivit Comisiei Electorale Federale, nu există dovezi că alegerile din Statele Unite ar fi fost fraudate. Donald Trump a anunțat însă că echipa sa de campanie va merge în instanță pentru a contesta numărarea voturilor.